De mâine, pe străzile din capitală ar putea apărea noi benzi dedicate transportului public. După mai bine de un an de la implementarea proiectului pilot pe strada Pușkin, autoritățile locale au anunțat despre extinderea acestuia pe alte trei artere din sectorul centru. În timp ce unii salută ideea și spun că acest lucru ar putea să mai reducă din haosul din trafic, alții nu se așteaptă la nicio schimbare. Autoritățile municipale urmează să finalizeze traseile pe care vor fi desenate benzile dedicate autobuzelor și troleibuzelor de linie, dar și cicliștilor. Acestea vor fi amenajate chiar și pe parcursul nopții dacă nu vor cădea precipitații, anunță responsabilii de la primărie. Amatorii sportului pe două roți, dar și pasagerii speră că în trafic în sfârșit va fi regulă. Da, ar fi bine, fiindcă uneori chiar mă depășesc pe bandă, ce adică tot, uneori că șoferii e... Da, adică sunt nemulțumiți de asta. Nu o să fie așa mare aglomerație în oraș, că imposibil. Vii câteodată când stai câte jumătate de oră în ambutiaș. Știi, tot așa că e normal. Marcajul va fi aplicat pe Bulevardul Grigore Vieru și străzile Mitropolit Gavril, Bănulescu Bodoni, Alexei Mateievici și Alexandru Pușkin. Autoritățile locale precizează că inițiativa are drept scop fluidizarea traficului în zona centrală a Chișinăului. Așa crea un acces cât mai confortabil pentru transportul public în scopul asigurării unui serviciu calitativ cetățenilor și în special locuitorilor și vizitatorilor municipiului Chișinău. Strada Alexandru Pușkin a fost inclusă în proiectul pilot în cadrul căruia primăria a testat banda de circulație destinată exclusiv transportului public. După mai bine un an de zile, marcajele speciale care arată că pe aici au voie să meargă autobuzele și troleibuzele s-a șters. Au rămas doar indicatoarele rutiere, iar șoferii cu mașini particulare își permit să încalce regulile. Ei pot fi văzuți cum se deplasează pe această porțiune, îngrădind accesul transportului public. Uitați-vă la marcajul rutier. Eu dacă fac la dreapta și linia e întreruptă, eu am dreptul. Puteți la dreapta. După mai bine de un an, timp în care proiectul pilot a fost testat, părerile locuitorilor din capitală sunt împărțite. Încalcă oamenii și nu știu, face de prelungit asta ori, nu? Că banda e liberă. Ajută. Care ajută? Că ia că vezi că transportul cumva merge de acolo. Inițiativa privind crearea benzilor dedicate transportului public a fost finanțată de Federația Rusă.